Stimați telespectatori, bună seara! Ne aflăm în prima zi a săptămânii și aflăm despre Comisia Juridică a Camerei Deputaților, care a avizat astăzi favorabil cererea de arestare preventivă a deputatului Gheorghe Coman cu 13 voturi pentru și o abținere. Asta ar fi noutatea zilei. Ce nu mai este cu siguranță o noutate pentru dumneavoastră este faptul că toți politicienii de la centru care l-au oblăduit pe domnul Gheorghe Coman în fruntea Organizației Județene a Partidului Conservator își pun acum țărână în cap și spun că nu l-au cunoscut niciodată. Asta în frunte cu doamna Maria Grapini, ministra IMM-urilor, care... ați văzut bine, spune că nu l-a văzut, nu l-a cunoscut, deși în mass media au apărut deja fotografii de la diverse întâlniri pe care le-a avut, și întâlniri oficiale și întâlniri informale pe care le-a avut cu domnul Gheorghe Coman. I-am alături de mine pe domn Nicălin Iosif, care este președintele Asociației Vox Civica, și pe domnul Silviu Roșiuru, care este consilier municipal și vicepreședinte al Organizației Județene a PPDD Buzău. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! O să încep cu dumneavoastră, domnul Roșiuru, și o să... Poftim? Nicio problemă. E foarte bine. Da, am zis. O să vă întreb cum a reușit domnul deputat Coman să se pricopsească cu un colegiu și să candideze. Ce pot spune? V-am spus și în emisiunile trecute că partidul nostru este un partid tânăr și dă posibilitatea oricărui om, oricărui cetățean să aibă posibilitatea să facă politică în Partidul Poporului. Asta s-a și făcut și așa s-a pricopsit cu această candidatură din partea PPDD-ului pe Colegiul 5. Bun, domnul Iosif, mă întorc la dumneavoastră și vă rog să-mi spuneți ce părere aveți despre felul în care se prezintă politicienii astăzi și, mă rog, în ultimele zile, de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu flagrantul reușit sau nereușit al domnului Coman. Ați văzut că se disociază cu vehemență de este foarte posibil să-l fi cunoscut probabil foarte puțin, cu totul întâmplător, pentru că este relativ nou intrat în Partidul Conservator, acest domn Coman, și el este probabil foarte bine cunoscut în Partidul Poporului, unde a avut o activitate care i-a permis să obțină colegiul. Dați-mi voie să fac o paranteză. Doamna Maria Grapini spunea că nu l-a văzut în viața dumneei. Nu l-a văzut niciodată, probabil, că nu știe cine este. O să-i rog pe colegii mei din regie să ne dea colajul cu fotografii în care apare atât domnul Coman... Da. Membrii ai biroului care conducea Organizația Județeană a Partidului Conservator, da? Ia uitați, vedem aici pe doamna ministră Maria Grapini, da? Alături de domnul deputat Gheorghe Coman. Reamintesc, dânsa a spus în câteva rânduri că nu l-a văzut în viața dânsei pe acest domn. Dacă probabil ar fi avut, cum să spun eu, și sursa este Facebook-ul, sunt poze publice care apar pe paginile de Facebook ale unor, atât a doamnei Maria Coman, care este soția domnului Coman, cât și a colegilor săi de partid. Nu, aici e clar că cei care s-au preocupat de soarta Partidului Conservator la Buzău nu au făcut cea mai bună alegere în ce privește președinția acestei organizații. Nici înainte, Partidul Conservator n-a reușit să se afirme ca o forță politică cu oarece respect din partea electoratului, deoarece n-a reușit să facă pragul pentru a intra în Consiliul Local sau în alte consilii. Vorbim de Partidul Conservator. Vorbim de Partidul Conservator. Și din aceste considerente, probabil că au crezut că acest domn parlamentar, care... Aici o avem pe doamna Coman, uitați, este... s-a strecurat și poza asta, doamna este cu un teanc de bani. Ia, fotografia din urmă, anterioară,
Fotografia anterioară, dacă puteți să o dați din noi, uitați, doamna Maria Coman când dansează acolo, soțul este lângă dânsa, dansează foarte frumos, are un teanc de bani la piept. Aici, așa. Aici sunt poze de, cred eu că dintr-o tabără politică, unde... Așa de sfârșit vreau acolo taberele politice cu dansuri, cu banii la piept. Foarte frumoasă fotografia. Sunt și elocvent, așa, pentru... Important este de pe cui pagină de Facebook. De pe pagina de Facebook a doamnei. Da. Probabil că acum se gândește că n-a făcut cea mai bună alegere când a... Adică îmi place așa cum se prezintă soția unui politician. Foarte frumos. Ce se întâmplă? Trebuie să ai oarecare decență atunci când soțul tău este într-o funcție să curgă foarte celelalte importantă. Fotografii. Oricum, funcția de deputat este o funcție de demnitate publică și acest lucru presupune și din partea, să zicem, familiei o oarecare decență în aparițiile publice. Și aceasta este dacă ar fi rămas la simplu stadiu de tabără și sau ce a fost acolo și nu punea poza pe Facebook, era un interes, era o problemă personală, dar din moment ce ai postat pe Facebook, pe o rețea de socializare, o astfel de fotografie, nu mi se pare că este cea mai bună alegere a doamnei Coman. Asta este. Bun, vreți să mai adăugați ceva, domnul Roșu? Nu, vreau să spun că domnul deputat Coman, după ce a ieșit deputat pe Colegiul 5, imediat a fost curtat de Partidul Conservator și a tras. Da, mie mi se pare că s-a folosit mai mult de PPDD, către Partidul, da, Conservator. Și de notorietatea pe care avea la momentul Coman, respectiv. Domnul deputat Coman, se știe că el avea relații în lumea politică și a județului și națională. De-a lungul timpului au făcut și anumite afaceri cu liderii politici. Cu ce lideri politici? Puteți să ne spuneți? Cred că cu cei de la PDL, cu și de la PNL, nu actuali, foștii lideri politici, mai bine spus. Și de la PSD, nu actuale. Dar asta se știe. Nu e... Se știa ce fel de persoană este domnul G. Coman. Problema, în momentul când a ieșit deputat, imediat a fost curtat și a tras către acest partid. Acum nu văd de ce s-ar lepăda de domnul deputat, mai ales că l-au propus să fie președinte, i-au dat tot girul, i-au dat organizația. Acest lucru l-a făcut de la nivel național. S-a întâmplat acest flagrant, este normal. Vedeți dumneavoastră, instituțiile statului au început să-și facă treaba și e foarte bine. Nu contează cam de ce sumă este vorba în flagrant, dar iată că lucrurile merg pe un făgaș bun și pe un drum bun. O să mai vedem și de acum încolo politicieni care o să aibă de a face cu legea. Vedeți, în ultima vreme au apărut foarte mulți politicieni care au avut, unii s-au dus la pușcărie, alții sunt în cercetare. Asta este politica. Aici pot să spun că și lipsa de experiență a domnului Coman, el vine dintr-un mediu de afaceri, nu poți să te adaptezi în politică. Toți intră în politică cu dinți de lapte, dar asta nu înseamnă că toți fac ce a făcut domnul Coman. Presiunile pe care le-a făcut, din câte am înțeles, și o să vă dau un citat imediat, presiunile nu le făcea doar asupra directorului de la DSV. Și conform referatului trimis de DNA la Camera Deputaților, prin care solicită încuviințarea arestării lui Gheorghe Coman, arată așa: și-a stabilit un cerc relațional format din persoane care ocupau funcții de conducere în cadrul autorităților și instituțiilor publice, atât la nivel central, cât și la nivel local, printre demnitari și lideri politici. Procurarea au arătat că deputatul Gheorghe Coman intermedia prin aceste persoane rezolvarea, în afara cadrului legal, a unor interese private, vizând în principal sprijinul politic pentru accesul în funcții publice importante. Deci este... nu este o supoziție aici, nu vorbim de o supoziție, vorbim de un cap de acuzare. Da, și vreau să vă întreb dacă... Până la proba contrarie, este totuși o
cum să, trebuie să acordăm trebuie să acordăm prezumția de nevinovăție. Da, într-adevăr, știți că erau telefoanele ascultate și probabil că, deci, mă rog, noi am văzut doar o parte din aceste stenograme, ele cuprind mai multe convorbiri decât... Eu vreau să vă spun că indiferent ce a făcut... Au oameni ăștia niște dovezi de pun problema în felul ăsta. Pe care vă spun sincer, eu nu l-am agreat de când am auzit că a intrat în politică. Să-i lăsăm, acordăm totuși prezumția de nevinovăție. Până se va pronunța un judecător asupra acestei cauze, noi trebuie să spunem, domne, faptele sunt acestea, să urmează... Nu, dar vreau să vă întreb, vă așteptați ca ancheta care se află în derulare să scoată la iveală și nume grele din politica centrală și politica județeană? Nu. Adică credeți că sunt numai nume de care se folosea dânsul așa? Părerea mea este aceasta, că sunt nume de care se folosea pentru a da mai multă greutate spuselor sale în relația cu cei pe care dorea să-i susțină în ocuparea unor funcții de demnitate publică sau de funcții, să zicem, în... Bun, dar referatul ăsta de la DNA arată că își stabilise. Deci, dacă ai numărul cuiva în telefon, numărul de telefon al unui deputat sau unui senator, înseamnă că ți-ai stabilit un cer de relații. Nu, prin că care, și eu am, și acum nu pot să mă ia DNA-ul că asta vreau am numerele să spun. Unor senatori. Probabil că dacă aveau mai multe, dacă procurorii aveau mai multe... Este arestat pentru trafic de influență. Am înțeles, dacă aveau mai multe interceptări, dacă aveau mai multe interceptări, da? Cu alte persoane putem spune într-adevăr, dar nu apare decât, am înțeles, președintele Partidului Conservator și doamna ministru. Mai apar și alte nume. Probabil de rang mai mic. Mai mic. Probabil, dar fiind președinte de organizație județeană, făcând parte dintr-o coaliție aflată la guvernare, este clar că atunci când a dorit să acceadă la această funcție de președinte, a vizat și astfel de activități. Adică primirea de foloase sau folosirea influenței sale politice în susținerea unor anumiți candidați la funcții, cel puțin în plan local, în plan județean. Părerea mea aceasta este, bineînțeles că n-am argumente materiale pentru a o susține, dar din ce am aflat din presă, din talk show-urile care s-au tot transmis cu și care au discutat acest aspect. Sigur, acesta, bine, acum urmează ca procurorii să stabilească toate detaliile. Dumneavoastră, ce părere aveți, domnul Roșu, vor ieși nume grele la iveală în urma anchetei? Nu, n-ar avea de ce. Exact ce spunea și domnul Iosif, s-a folosit de câteva nume pentru a da greutate acestor persoane. Nu văd de ce să iasă. Din punctul meu de vedere, e o sumă de 3100, nu contează suma, adică e o sumă mică, ținând cont că este un om de afaceri. Dar Remeș a intrat la pușcărie pentru o sacoșă sigur de cantaboș. Este un om de afaceri, stătea foarte bine financiar, nu văd de ce a făcut acest lucru. E clar că procurorii foarte bine știu ce au făcut, nu putea să-l aresteze degeaba. Automat că aceste lucruri s-au petrecut, poate a fost și ajutat să facă acest lucru, n-a avut consilieri. Din punctul meu de vedere, cine știe, poate banii ăștia care vroia să-i doneze acest director de instituție, putea să-i facă printr-un act de donație, printr-o chitanță. Cred eu că să găsea alte forme dacă vroia să facă această donație. Dar nu pot. Procurorii știu foarte bine ceea ce s-a întâmplat și justiția își va spune cuvântul. Cât de repede o să... Bun, dar ce părere aveți despre felul în care se disociază politicienii de domnul Gheorghe Coman acum după izbucnirea scandalului? Totuși, fapta este foarte gravă și v-am spus, adică, el a fost curtat imediat. Nu credeți că era mai corect să zică, da, domnule, mai și deputat. Și-ar prediclita cineva cariera politică, cum să spun eu, ținând partea sau afirmându-și plenar relațiile cu acest domn deputat? Sau, domnul Iosif, dar nu deputat? Credeți că îți periclitezi mai repede imaginea în condițiile în care spui că nu l-ai văzut în viața ta și apar astfel de fotografii?
Haideți să vă spun următorul lucru. Probabil că acolo n-am cum să, n-am de ce să-i țin partea doamnei Grapini. Acolo este poate organizat, că vă uitați bine. Eu vă spun sigur, acolo dar este imposibil, este sunt imposibil tot, ca un președinte de organizație județeană să nu fie cunoscut, măcar după nume, la nivelul conducerii partidului. Că nu sunt așa de mulți președinți într-un partid la nivel județean. Cum poți să faci o fotografie? Tu ca ministru al IMM-urilor, era poza anterioară, vă rog, lângă domnul Gheorghe Coman, ia uitați-vă. Eu ce vă spun? Și să afir pe urmă că nu l-ai cunoscut. Deci, în cazul acesta, doamna face o foarte mare greșeală, pentru că ar trebui să spună, domnule, l-am cunoscut, n-am știut ce-i poate pielea, că până la urma urmei... Sigur. Da, nu dânsa la... Bineînțeles, nu l-a propus dumnea ei pentru funcția aceasta. A fost propus de organizația județeană și a fost susținut și a ajuns președinte. Nu, lucrurile au stat altfel. Deci a fost impus de București. Domnul nu a fost dorit aici, în organizația județeană. Aici era un birou de conducere, da? Era domnul Gheorghe Vlase în... Da. În fruntea partidului și s-a pomenit într-o zi că vine domnul Gheorghe Coman cu o hârtie în buzunar, da, prin care era impus în exact ce vă spuneam. Cum a ieșit deputat, imediat a fost curtat, captat în Partidul Conservator, i s-a propus funcții de președinte, ce i s-o fi propus acolo, că nu avem noi de unde să știm acest lucru, dar nu poți să spui că nu cunoști un deputat. Este deputat, sigur. Câți deputați are Partidul Conservator? Nu are așa de mulți. Sunt câțiva pe noi și trebuie să-i cunoști. Mai ales este președinte. Câți deputați? Sunt vreo 17. Chiar nu știu exact să vă spun. Nici eu nu știu. Nu am această informație, dar oricum un președinte de organizație județeană al unui partid, precum Partidul Conservator, n-ai cum să-l treci cu vedere, n-ai cum să nu-l cunoști. Că n-ai avut relații personale sau directe cu el, cum a afirmat domnul Daniel Constantin, îl pot crede. Dar aici, când apar deja fotografii cu doamna ministru Grapini, faptul că s-a dezis, îi face un deserviciu. Da, cred că și l-a făcut singur, dar cum să spun eu, lucrurile nu mi se par chiar în regulă nici cu domnul Daniel Constantin. Haideți să vedeți ce a declarat dânsul astăzi presei. Nimeni din conducerea Partidului Conservator nu i-a cerut lui Coman nici măcar un covrig. Este rușinos ce a făcut și confirmă concluzia la care ajunsesem și noi, că e o persoană de o calitate îndoielnică. Din acest motiv am și refuzat să particip la alegerile la care mă invitase. Dar ce a putut să facă întrece orice închipuire. E bine că instituțiile abilitate și-au făcut datoria. O persoană de o calitate îndoielnică, am refuzat și din acest motiv, am refuzat să particip la alegerile la care mă invitase. Pe mine mi se pare foarte grav să zici și asta dacă știai că e o persoană așa este, deci... de o calitate îndoielnică. De ce mai avut loc alegerile alea duminică? Cum să-l susții pentru funcția de președinte? Înseamnă că îți dai cu stângul dreptul ca partid politic. Sigur că da. Lași un lider care este compromis să-ți conducă o organizație județeană, într-adevăr. Și aici nu este poți să te dezici de el, dar nu, cred că nu l-au evaluat. Nu l-au dezici. Acum știți ce au spus? Dom'le, asta este. Deci nu-i mai treaba noastră. L-ați luat să fii sănătoși. Asta vor să spună. Nu, dar cum să nu mai fie treaba? Păi nu? Poftim? E treaba dânșilor acolo, că trebuia să nu se ajungă, trebuia să nu se gireze cu prezența președintelui executiv. Faptul că el a săvârșit această faptă din poziția de președinte al organizației județene este cu atât mai grav pentru Partidul Conservator, pentru că el s-a folosit de funcția de partid pentru a obține folose în beneficiu personal. Doamna Florina, cum credeți că l-a ademenit pe deputat? Bine, că îi se dă această funcție de președinte, că îi se dă de concentrate. Deci el a fost și ajutat, a fost... Da, observație foarte bună asta. A și fost ca că să nu poată... S-a dus degeaba. Să, sigur, n-a plecat degeaba de la PPD, la Partidul Conservator. Să-l atragă către Partidul Conservator. Și gândiți-vă că el n-a stat la noi, n-a stat în PPD nici o lună de zile. Imediat. După ce a devenit imediat a plecat la Partidul Conservator. Asta este și vedeți aici și felul ăsta de a
cum să zic eu, redistribuirea asta este, din punctul meu de vedere, o lege prost făcută cu redistribuirea. Adică în momentul când a ieșit cu o majoritate, e foarte bine să rămână acel parlamentar, să nu mai existe această redistribuire cu un număr mic de voturi. Pentru că domnul Coman n-a avut un număr mare de voturi. Dar să știți că această prevedere din legea electorală a favorizat PPD. Nu, da, a favorizat pentru că deci am avut un proces 10-12% din deputații. Redistribuirea, spun eu, n-a fost nu, pe măsura. Gândiți-vă că noi am avut candidați foarte, foarte puternici. N-a ieșit Dan Diaconescu, Simona Aman, Diana Voiculescu, nu e doar Dumitrașcu. Și a ieșit, adică care și a ieșit domnul Gheorghe Coman. Da, au ieșit tații care n-aveau niciun merit. Un telespectator în direct așteaptă să intre în direct. Nu vă supărați. Așa, bună seara. Cine a candidat? Cei de la Buzău sau alții? Au candidat și de la Buzău și de la București. Ah, mai mulți de la București. Așa este. Păi vedeți? Atunci, unde suntem noi buzoienii? Buzoienii sunt aici. Dar vă referiți numai la PPDD sau în general? În la general. La toți candidații. Da, fiecare partid a avut unul sau doi candidați de la domnul centru. Domnul vrea să spună foarte bine, pentru că avem candidați de la București și nu-i mai vezi decât în campania electorală. Nu-i mai vedem pe urmă niciodată și nu se implică în problemele oamenilor din colegiile din care au fost aleși. S-au întâmplat și până acum s-au întâmplat aceste lucruri și se întâmplă în continuare. Aici vreau eu să ajung. Unde ajungem noi? Deci noi am făcut revoluția. Deci suntem la 24 de ani acum. Da. Ce am făcut? În 24 de ani de-abia am ajuns, vedeți dumneavoastră, să pună sistemul ăsta legislativ la punct deocamdată. Bine, aici are un merit foarte important de la Monica Macovei. Ea a fost tot timpul o luptătoare și o susținătoare a acestor foarte slab acestui sistem juridic și s-a luptat foarte mult în legătură cu comunitatea europeană. Știți că USL-ul a încercat să modifice legea electorală în sensul în care restringea foarte mult numărul parlamentarilor. Da. Dar nu s-a dorit. Dar nu au existat... Asta depinde și de noi ca oameni, să nu stăm indiferenți și trebuie să ne impunem la următoarele alegeri. Să ieșim la vot și să știm ce votăm și cum să votăm. Să nu mai tratăm cu indiferență. Am votat tot timpul și nu știu cum a ieșit pe urmă. Păi există un mecanism, o mașină de vot care, vedeți dumneavoastră, din 100.000 de votanți ies doar 20% care țin cu un singur partid. Da, nu. Restul sunt indiferenți, sunt sătui de politică, nu mai vor sau de-a face, pentru că este adevărat, în 24 de ani nu s-a întâmplat nimic decât... Exact asta vreau să vă spun. Nu s-a întâmplat nimic. Totuși la revoluție s-a tras în noi și nu s-a făcut nimic. Nu este adevărat că nu s-a făcut nimic. Chiar cu bune și cu rele s-a făcut câte ceva. Faptul că trăim și avem posibilitatea să ne exprimăm liber acum la și dumneavoastră ne să ne ascultați. Ne liber? Sigur, da. Chiar ne exprimăm liber? Da, este un lucru vă pe care nu puteți cineva să intrați în direct și să contesta. Deci chiar acest lucru nu poate fi contestat de cred că de cei mai cei mai înfocați critici ai regimului post-decembrist. Da. În toate guvernările, libertatea cuvântului a fost totuși păstrată. A adus aminte de revoluție, Dumnezeu să ierte pe cei care au murit pentru în revoluție și pentru libertate, cei care au fost rânsi, cei care au suferit. Am adus zilele trecute cu toții un omagiu și o amintire, o
pomenire a celor care au perit în această revoluție, nu ne rămâne decât să-i pomenim și să ducem mai departe gândul lor pentru care și-au dat viața în revoluție. Da, îi mulțumim telespectatorului care a intrat în direct pentru intervenție. Acum trebuie să recunosc că a fost și foarte amuzant când a spus că noi am votat și au ieșit de unde noi am votat pe unii și au ieșit alții. Apropo, de ceva, știți, de genul ăsta. Știți ce spunea Stalin? Important nu este cine votează, important este cine numără. Da. Da, cam așa au stat lucrurile și în cazul de față, că redistribuirea i-a făcut glumind, pe mulți oameni. Nu, acum adevărul este că la alegerii, cum să spun eu, în secția de votare nu prea se mai poate fura sau să se întâmple ceva. Se întâmplă înainte de campanie sau în perioada campaniei electorale. Da, este electorale. Un sistem de control foarte, este un foarte riguros. Sistem de control da, strict pentru că toate partidele importante au reprezentanți acolo și aceștia trebuie să fie atenți, vigilenți. Foarte atenți la modul în care se manipulează voturile și cum se numără și cum se stabilește lista finală. Legat de modul în care s-a ajuns la această... Eu, de când am citit și de când m-am informat despre activitatea acestui domn deputat, Coman, am discutat, cum se întâmplă, nu neapărat într-un cadru organizat, dar am discutat între prieteni, între alți reprezentanți ai altor partide și toți au fost de părere că nu este unul dintre cele mai bune elemente care să reprezinte societatea buzoiană în Parlamentul României. Că puteau fi alții, cum să spun eu, chiar din PPDD, care ar fi putut face o figură mult mai bună. Sigur că pentru da. Electoratul buzoian. Ați avut și consilieri județeni, dacă nu mă înșel, care au candidat. În afară de domnul Eduard Dumitrașcu, a mai fost da, domnul Larizzoni, care, mă rog, avea și o pregătire profesională. Da, avea și da. El a candidat tot la Senat. Chiar îl cunosc, mie mi-a fost coleg Larizzoni. Un băiat tare isprăvit, așa. Da, la un număr mic de voturi a câștigat Gheorghe. Cum v-am spus, datorită acestei redistribuiri prost făcută. Asta, redistribuirea asta este exact ca la roata norocului. Nu este corect făcută. Nu cel mai bine este legea roata norocului. Este un algoritm foarte întortocheat, foarte strâng. Da, arată așa ca roata norocului. Nu este noroc, dar este întortocheat. Deci ca să faci... Problema e să... Părerea mea că ar fi foarte bine legea care a propus-o, care s-a propus cu 300 de parlamentari. Da, aceea ar fi fost foarte bună și probabil că ar fi rezolvat și o doleanță probabil a cetățenilor care își doresc un parlament mult mai mic, cu oameni reprezentativi într-adevăr și care să gestioneze mult mai bine problemele legislative ale Parlamentului. Cheltuieli diminuate, sunt haideți o grămadă de avantaje. Știți ce se întâmplă? Să nu mai spunem chestia asta cu cheltuielile. Sunt, Dumnezeule, 300 sau 500 de oameni. Cât pot să cheltuie? Cheltuielile mari sunt în altă parte. Nu cred că democrația dar este... Are 500 și ceva. Gândeți democrația este scumpă. Păi, da, democrația este 586. Scumpă. Sunt bani care se toacă, fără îndoială. Sunt 586, nu sunt numai salariile de parlamentari, da, tot felul de diurne, și... tot felul de deplasări. Sigur că da, consilieri. Da, consilierii personal, nu, este... Taxe de forfătare. Aici se poate, aici se poate discuta, dar, cum să spun... Este o cheltuială foarte mare. Dar este, cum să spun, este necesară. Dacă vrei democrație, necesar, trebuie este parlament. Este aproape dublă. Trebuie să-l și cointeresezi. Vreau să vă spun următorul lucru. În parlament nu sunt numai oameni de afaceri și avocați de succes. Sunt și profesori care trăiesc din salariul de profesor. Da? Sunt și alte categorii de persoane care trăiesc numai din indemnizația de parlamentar. Acestor oameni trebuie să le se asigure, cum să spun eu, o indemnizație suficientă pentru un trai decent, pentru a se îmbrăca bine, că să nu mai râdem de parlamentarii noștri că nu știu să se îmbrace sau nu au cu ce să se îmbrace. Da, nu fac o pledoarie pentru parlamentari, dar democrația este scumpă peste tot. Așa este. Luăm o scurtă pauză publicitară și apoi revenim în direct.